și 18 minute. Înțelesei că la Walt s-a prins... S-a prins cara frumos. La babiță. A dat cineva la greutate. Și am luat. Și să mă joc cu niște musculițe, băi. Că altă șansă n-am până vine. Păi prietenul meu e în... cu barca, n-a luat niciun înșol. Nu e exact. Păi vine să mă ia. Și mă duc la Ștefănești cu el, mă duc el. Dar, zice, băi, mai stau, că la noi șalău trage mai pe seară. Da. Zi, frate, stai, nu intre. Zic, eu te aștept, nu intre. S-a mai luat și pace, dar rar. Nu e ca la Walt. Ăștia sunt de pisică. Sunt deasupra aici așa. Cu celuș. Pe aia mari am mâncat ăștia. Șalăi de 7 kg. De unde sunt? Că uităm noi de aia medii. A, când nu era șalău, luam de ăștia așa. Mamă, dar lua aici găliți. Da. Acum nu mai ai șanse mari la bibă. E barajul mic, șalău mult și mare. E ca dreacul, că șalăul ăsta, dacă nu-i dai pe pragul unde e, nu-l iei. A fost unul, uite acolo așa, la stâlp. Știți cât se șalăia la după mal? 20 de bucăți la chir într-o zi. Uite, de stâlpul ăla cu scări, da. Cum dați la peștișor, din asta așa. Unde sunt scările alea la stâlpul ăla? Acolo sunt niște structuri, niște. Și trebuie să te duci acolo să-i dai. Că dacă îi dai pe aici la întâmplare, nu iese nimic. Păi nu, că structuri sunt pe tot barajul, știți? Structuri. Am fost eu cu barca până să bage aici alău. Și căutam bibanul din barcă. Și bibanul aceeași chestie. Nu ai... Dacă venea plumb ușor, tic-tic-tic ușor, practic nu luai nimic. Când se mai înțepenea plumb, trăiai, mai dădeai drumul, frate. Trăgeai mai jos de drum. Ia uite ce s-a agățat la dâns. Adu. Ei, atunci luai și biban. La ce? La mulinat? Păi aici e un prag, unde de dânsul mai în față e un prag de... Și să mă agață în el. Dar în principiu ăsta stă numai la... Păi dacă tot vreți să vă jucați... A, dați mai în larg. Că sunt și știuși, păi s-au luat și știuși. Da. Au luat la, uite, pe talus, colo, la stâlp. Au luat la 4 kg ieri. Dar mai luat, că am mai filmat și eu cu alea așa după scări. Aici e multă știucă, să dați de la scări încolo, să vedeți bucă. Ia, duceți-vă acolo, că acu trage pe sară. Duceți-vă acolo, de la scări încolo, 30 de metri. Nu e exagerat, tot unde duresc cu asta. Și să vedeți ce șanse aveți la știucă. Ia băgați. Păi da, să vedeți cum sare. Uite că a ieșit și 8 de tricuri. Nu, ăsta a dat cu un vobler și la o jumătate de metru îi pusese un plumb. Deci cam așa distanță, pe ăla. S-a... Și l-a băgat mai scufundat, la 3-4 metri sub apă. Cred că și mai mult, cum evoluă el. S-a repezit aia la 2 kg în el. Bă, da, eu...
Nu! Vreau să vă dau canalul video de pescuit, dacă știți. Îl știți? Gabriel Ivan? Asta ce la pod, la Cirișul? Da. Știți canalul? Gabriel Ivan, scris pe YouTube. Am filmat și pe acolo. Da, 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 da. Fac filme până toată țara. Mai promovez stilul ăsta la muscă. Sunteți din Topoloveni? A, păi la fix. O jumătate seara. Nu mai mănâncă bine. Nu mai mănâncă bine. Dar la mulinat. La mulinat îi vedem după mia, dacă nu vrea la pută. Dar la ce ideea? La peștișor? La peștișor, păsuriști. Când dădeau la mreană? Mântură de mreană. Da. E așa și mântură. O să arăt, tot așa, o fac la 30 cm, plumbul de 5-6 grame, depinde. Păi plumbul îl puneți în funcție de... De vijui. Dar trebuie găsite găuri ceva? Da, sau apa să fie mai adâncă, așa, de vreo 2 metri? Aaa, păi stați că el stă băgate până în hârtoapele alea. Da. El ce că stă la pândă, știți cum stă la pândă? Uite, vedeți pragul ăsta, ăsta dacă ar fi în apă, ci că și poate el să se ascunde imediat, stă după el. Și-l prind. De-aia stă în structuri de mrenă. Ce-a venit la suprafața asta? Le-am arătat și eu. Da, erau lăsat, le-am umplut alea iar. Ce-a venit la suprafață? Au boală. Au, au boală. Și nici. Da, 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 nu. A, și prinde? Da. Da. Dar îi dădeați exact pe cursul principal. Aha. Sunt 2 kg, nu luam tren la 80. Păi da, dădeați la oblete, nu? Da, la oblete și la chinez, atât. Aha. Și cârlii mai potrivit, așa. Cârlii? Da, deci, de crap. De crap. Aha, da. 8 de 6, de 4. De 6. Da, că are gura mare și el. Da. 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 Păi da, după aia a spus montura în spate? Adică cu pulisantă, cu plumbul. Pătărâș. Adică plumbul și montura în spate. Ah, am înțeles, da, da. Deci l-am vorbit, eu l-am vorbit. Ei se tea mai bine lui așa. Eu și asta am trebuit să fac dimineața. 3 bucuri. Am prima jumătate de două. Dar frumos la un kil jumătate. Da. Deci nu luam sub un kil jumătate. Păi și mai mici nu erau? Nu, prindeam, prindeam, mai așa era. Așa, cel mai mic era așa. N-am, cam un kil aproape.